Duminica aceasta, după slujba vecerniei la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, în cadrul unui eveniment religios-cultural, au fost comemorați Sfântul Ierarh Varla, Mitropolitul Moldovei, și Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca și Secu, Episcopul Romanului. Evenimentul a fost organizat la inițiativa protopopiatului roman și cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Ioachim. În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, chiriarhul locului a evocat personalitatea celor doi sfinți și a subliniat comuniunea de rugăciune realizată între rugător și sfântul cinstit. Între altele, aici la Catedrala Arhiepiscopală am pus în centru atenției pe lângă icoanele sfinților și cartea de căpetenie a Metropolitului Varlaam a fost o efervescență spirituală deosebită și credincioșii împreună cu preoții au trăit acest eveniment de pomenire a sfinților locali, mai ales că noi, ca romașcani, avem datoria de a cinsti pe ierarhii care au fost canonizate între cei 77 în număr de patru, care, după cum bine știți, au fost canonizați și au fost proclamat și a fost proclamată canonizarea lor. În cadrul acestui eveniment, părintele protoereu Dragoș Munteanu din Protopopiatul Romanului a prezentat un referat cu titlul Sfinții Ierarhi pe scaunul episcopal de la Roman. Părintele a expus viața, activitatea și importanța cultural-religioasă a celor doi ierarhi, Varlam, mitropolitul Moldovei și Ioan, episcopul Romanului. Zeci de preoți și sute de credincioși au trecut pragul Catedralei Cuvioase Parascheva din Roman pentru a participa la o slujbă de pomenire, după care am evocat viața acestor doi uh, distinși uh, ierarhi ai bisericii noastre cu care ne putem mândri. Evenimentele închinate celor doi mari păstori de suflete din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, prăznuiți în fiecare an la 30 august, au început încă de duminică dimineață, cu resfințirea locașului de cult a parohiei Fântânele din satul Praja, comuna Motoșeni. Sfântul locaș datează din vremea Sfântului Ioan Episcopul Romanului. Cu acest prilej, Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca și Secu a devenit unul dintre ocrotitorii acestui locaș de cult. Evenimentele s-au încheiat seara la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, odată cu întoarcerea raclei cu sfintele moaște de la Biserica Sfântul Ioan din Bacău, unde s-au aflat spre închinare în cadrul unei săptămâni duhovnicești.